Bună ziua, gușterii mei! V-am pregătit pentru azi farsa în lift. Deci, cum vi s-ar părea dacă cineva v-ar face o farsă în lift? Ar fi tare! M-a speriat de moarte, sincer. Vreau nu mi s-a întâmplat până acum decât când s-ar bloca liftul. Dar să... mă rog, o să vedeți în videoclipul următor, dar tare! Videoclipul a fost șmecher, cum vi s-a părut? Mă, ce-ar fi să întrebăm acea persoană care a fost în lift? Doamna Ciufepski, doamne și domnilor! Doamnă, să rămână Ciufepski, ce mai faceți? Înseamnă, Michael! Cum vi s-a părut această farsă? Deci a fost extraordinar de jalnic. Deci m-am speriat. Era să chem ambulanța. Mai avem... Deci, doamna Ciufepski, și când a apărut Jackie, ce vreați să faceți? Să dați, să țipați, să vă aruncați, să feriți? Ce vreați? Vreau să mă aplec jos și să-mi pun mâinile la cap ca să nu fac nimica. Altfel, dacă săream spre ea, ar fi făcut și mai rău. Așa? Bun, în fine, ne-am lămurit, dar dumneavoastră ați fi de acord să vă mai fac ceva cu o farsă? Nu! No. Deci, dacă se mai întâmplă o singură dată așa ceva, jur că eu o să chem poliția și pe cel care face farsa o să dau în judecată. Bun, doamnă Ciufepski, ne-am lămurit, tu și aici acolo vreun bun calvătută. Deci, asta a fost doamna Ciufepski, hai să vedem încă un clip amuzant. Ați luat post? Deocamdată pot să spun că nu este un post ocazional, pentru că de vulgaritatea umanistică unui om s-a putea retușa pe un blastom ale noșoanță nu este gentilă în cabin. Doar că această republistică iranoană s-ar putea repudia pe un anumit tronson umanitar. Aș vrea ca totul în această zi a unui propot pe care divinitatea interumană se prestructura cu un anumit disconfort purii renașteptistică umanitar. Eu am venit ca să confirm, sunt într-o urbanistică, într-o cazistică medicală a unui univers transvers și am luat o sută împărtășoară într-un de execuții inversus, într-un moșoronă conformism sub Jean Campion. Și nu știu dacă dumneavoastră aveți pledoaria ca să-mi oferiți această continuență bara sinusoidală pe care niciodată aceste universe, situs universus, s-ar putea reconstitui. Ce vocabular are și femeia asta! Doamne, ce cuvinte scoate! Dacă mă punea pe mine la interviu, ziceam că Dumnezeu a scris Biblia și atât. Am văzut unii care nici nu știau, dar nu știu, vocabularul ei, cum să zic, foarte științific, lasă de dorit, dacă ziceam eu rămâneam, cum să zic, cu gura căscată. Acum să invităm o persoană dragă, doamna Ecaterina. Doamna Ecaterina are identitatea ascunsă, să nu aflăm. Deci, doamne, cine a scris Biblia? Păi, măi, că Biblia a scris-o. Cine a scris-o? Eminescu, cred. Interesant, Mihai Eminescu. Și cine a fost Mihai Eminescu?
ai inventat Windows. Și Windows-ul ce este?